s-au așezat la coadă cu mult înainte ca ușile magazinului să se deschidă. Magazinul s-a deschis la ora 8, însă coada era formată deja pe la ora 7-7:30. Odată ajunși între raioane, clienții și-au încărcat coșurile cu ulei, bulion, dar și friteuze. Am luat bulion, am luat și eu de gai deasupra și eu vă două cartofi, că lasă-mi baza la cartofi, la altceva nimică. Este foarte înghesuială, fiindcă s-a deschis magazinul acum. Ca să cumpere lumea ceva mai ieftin, am prins și eu niște oale la 100.000 bucata. Ați cumpărat-o pentru că e ieftină? Vioză sau ce? Nu-i vioză, friptăză. Cum e? Prăjiți cartofi. Prăjiți cartofile. De prăjit cartofi, o tigaie, așa? Cât-i tigaia? 10 lei. Nu este prima dată când ieșenii se înghesuie la deschiderea unui magazin. În primăvară, mii de oameni au luat cu asalt rafturile unui magazin de bricolaj pentru a cumpăra drujbe și cuie.